Există un subiect care a ocupat agenda revistei în ultima vreme și acesta este mesajul secret care stă la baza comportamentului Slatârcolu, care imită acțiunile lui Halil Brahim Ceihan. Aceste acțiuni ale și au surprins fanii și adepții revistei și i-au făcut să se întrebe despre semnificația din spatele lor. Imitația mișcărilor lui Halil Brahim Slatâră Colo a început recent să imite unele dintre mișcările caracteristice ale lui Halil Brahim Ceihan. Aceste imitații au stârnit interes și curiozitate larg răspândite pe rețelele de socializare. Acțiunile Sla exprimă admirația ei pentru Halil Brahim sau o legătură specială cu el. Mesajul secret al lui Sla. Mesajul secret din spatele comportamentului lui Sla este pe buzele tuturor. Mă întreb dacă Sla încearcă să-și exprime sentimentele față de Halil Brahim, sau aceasta este doar o imitație distractivă. Care ar putea fi mesajul real care stă la baza acțiunilor lui Sla? Comentarii de la fani și mass media. Imitația de către Sla a mișcărilor lui Halil Brahim a fost interpretată în moduri diferite de fanii ei și de mass media. Unii văd acest comportament ca pe un interes romantic în timp ce alții cred că este doar o glumă prietenoasă. Aceste mișcări ale lui Sla au provocat diverse speculații în agenda revistei. Istoria și relația duului Relațiile trecute și actuale ale lui Sla și Halil Brahim oferă indicii importante pentru a dezvălui sensul acestui comportament. Evenimentele anterioare dintre cuplu și situația lor actuală ne pot ajuta să înțelegem mai bine sensul acțiunilor lui Sla. Imitarea de către colo a mișcărilor lui Halil Brahim Ceihan a trezit un mare interes în lumea revistelor și a provocat diverse comentarii. Care este mesajul secret care stă la baza acestor comportamente, i-a lăsat întrebat atât pe fani, cât și pe adepții revistei. Aceste acțiuni ale lui Sla au condus la noi speculații despre relația ei și a lui Halil Brahim și au devenit un nou subiect de discuție pe agenda revistei. Creșterea curiozității pe rețelele sociale. Imitarea de către Slatârăcolu a mișcărilor lui Halil Brahim Ceihan a provocat o curiozitate și un interes crescând pe rețelele de socializare. Utilizatorii au început să discute motivele din spatele acestor falsificări și potențiale mesaje ascunse. Distribuțiile și comentariile produc diferite teorii despre ce înseamnă comportamentul lui Sla. Reacția lui Halil Brahim. Reacția lui Halil Brahim Ceihan la această evoluție interesantă este, de asemenea, urmărită cu atenție. Cum va răspunde Halil Brahim la acțiunile lui Sla și cum va interpreta această situație este așteptat cu nerăbdare de fani și mass media. Acest lucru poate clarifica și mai mult dinamica dintre cei doi și natura relației lor. Prietenie sau ceva mai mult. Imitațiile lui Slate fac să te îndoiești de natura relației dintre cei doi. Aceste gesturi exprimă pur și simplu o bună prietenie și colegialitate sau există o legătură mai profundă între ele. Aceste întrebări sunt în centrul atenției fanilor și mass media. Efecte asupra carierei profesionale O astfel de interacțiune între Sla și Halil Brahim poate avea, de asemenea, efecte asupra carierei lor profesionale. Acest lucru duce la speculații cu privire la modul în care va afecta colaborările duului și proiectele viitoare. De asemenea, se ia în considerare modul în care relațiile din industrie și imaginea acestora se vor transforma odată cu acest eveniment. Suportul și speculațiile fanilor Fanii lui Halil Brahim își exprimă sprijinul și speculațiile cu privire la acest incident. În timp ce unii fani cred că aceste parodii sunt o abordare drăguță și distractivă, alții caută indicii despre o relație mai romantică între ei. Fanii continuă să discute această problemă pe rețelele de socializare cu diverse mesaje de sprijin și teorii.